Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou video legat de EA FC 24. Încercăm un nou match, încercăm să vedem cum se prezintă gameplay-ul și de data asta mergem la kick-off și voi încerca să jucăm o finală de cupă, o finală care tocmai ce s-a disputat săptămâna trecută și anume FA Community Shield. Arsenal a fost prezentă în acea finală alături de Man City. A reușit Arsenal să se impună pe final după ce City conducea cu 1-0 pe final de partidă. A reușit Arsenal să egaleze și să câștige la penaltiuri. Voi încerca să joc o repriză cu fiecare echipă. Voi încerca să văd cum se prezintă OVR-urile jucătorilor. Ramsdale are 82, White 80, Saliba 80, Gabriel 81, Zinchenko 79, Partey 84, Odegaard 84, Rice 84, Martinelli 78, Jesus 83 și Saka 82. Ăștia sunt titularii. Trossard 79, Nketiah 73, 85, Jorginho, Kai Havertz 84, Maia Tirni acolo cu 81 și cam ăștia ar fi cei mai importanti jucători. Mai avem pe Emil Smith-Rowe cu 80, destul de slăbuțe, în special la Saliba și Gabriel. Saliba doar 80, mi se pare un over foarte, foarte mic, dar asta e, avem ce să facem. Astea sunt overurile. Țin să menționez încă o dată, acesta este beta, jocul beta. Deci nu înseamnă că ceea ce vă prezint eu acum se va întâmpla și atunci când va apărea finalul, când va apărea jocul final, când va apărea varianta finală. Vedem câteva imagini din vestiarul celor de la Arsenal, cei de la City sunt pe teren și investigează. Interesant, City cu cravate roșii, da? Foarte interesant. Și mergem după direct la partidă. Hai să vedem cum se prezintă gameplay-ul cu jucători cu calitate mult, mult mai mare. E clar, mai devreme la meciul cu Rapid nu am avut parte de foarte cu jucători, nu am avut parte de jucători foarte, foarte buni, dar acum avem clar jucători mult, mult mai buni și putem încerca mai multe chestii. Trebuie să vedem dacă reușim să ne descurcăm mai bine, cel puțin la finalizare, pentru că acolo au fost problemele în prima partidă. Se face City foarte, foarte ușor. Grealish primește, Erling Haaland. Haaland pentru De Bruyne. De Bruyne e închis acolo, dar finalizează, scoate însă Ramsdale. Tot De Bruyne execute și acest corner. Respinge Martinelli, însă nu foarte departe. Reușim să recuperăm și putem pleca pe o contră. Declan Rice n-are însă cu cine juca. Avansează Declan Rice. Trebuie să se întoarcă, combină cu Bukayo Saka. Bukayo Saka cu Martinelli. Martinelli se descurcă acolo foarte bine. Scoate la margine pentru Zinchenko, care finalizează cu dreptul la colțul lung. Frumoasă faza, a decurs destul de bine, desfacem destul de ușor defensiva celor de la City și reușit să schidem scorul destul de repede. Mă uitam așa cum arată jucătorii, nu se văd diferențe foarte, foarte mari de la FIFA 23. Mă refer în primul rând la cum arată jucătorii. Foarte bun aici, foarte bun Zinchenko, preluare cu stângul și finalizare cu dreptul la colțul lung. Pe Guardiola, și el ca la FIFA 23, am aștept să fie foarte multe lucruri copiate și puse în acest joc, copiate de la FIFA 23, pentru că chiar nu poate fi un joc total nou. Din păcate, ei profită foarte, foarte tare de faptul că nu are o ce fază bună aici, scoate rar de fața lui Haaland. Profită de faptul că nu are concurență, profită de faptul că în acest moment este singurul joc care poate fi jucat cu pe echipele din realitate, care poate fi jucat cât de cât decent și practic ei doar adaugă un mic update cu echipamente noi, cu transferurile noi și mai adaugă și ei câteva opțiuni noi la joc și practic ei zic că este un joc nou, dar
Nu putem fi păcăliți atât de ușor. Ce poate să pun aici pentru Gabriel? Gabriel, Jesus, Jesus, încearcă aici pătrunderea Odegaard pentru Bukayo. Să vedem, foasă foarte bună pentru Odegaard, dar finalizarea este mult pe lângă. Seamănă foarte bine Bukayo, se pare că a fost corner. Seamănă foarte bine Bukayo, Odegaard și el seamănă foarte, foarte bine. Să vedem un șut, dar lui Bukayo! Wow, ce bine s-a dus, dar lovit doar transversala. Jack. Grealish pentru Kovacic. Reușim să recuperăm. Pasă foarte bună lui Odegaard pentru Bukayo. Bukayo încearcă să-și deschidă unghiul. Ederson scoate la colțul lung. Vine din nou la scurt Odegaard, reprimește Martinelli și intră în zona centrală. Își așează mingea pentru colțul lung și șutul este perfect. Nici o șansă pentru Ederson. Ce șut frumos la colțul lung. Martinelli deschide scorul. Deschide, aș vrea să scorul. Foarte bună pătrunderea, nu iese nimeni la întâmpinare, are timp să-și așeze acel șut. Asta e ce șutul la papă de plasa laterală, iar Ederson nu are reacție. Și este 2-0 pentru Arsenal, intrăm foarte, foarte bine, bă, se pare că ușor, ușor ne adaptăm acestui nou joc. Cum spuneam, nu sunt foarte mari diferențele, e un pic mai dificil la partea defensivă, mi se pare un pic mai dificil, nu mai reușesc să fiu atât de agresiv și de fiecare dată când bag piciorul, parcă bag întotdeauna pe lângă adversar. Cu 0 la pauză, o primă repriză foarte, foarte bună, a arătat foarte bine Arsenal, dar vom schimba în repriza a doua, voi încerca să văd cum se prezintă și cei de la City, să vedem, putem să schimbăm, da, putem să schimbăm fără probleme. Îmi plac foarte mult aceste scene de la pauză, arată destul de multe chestii noi, arată jucătorii de rezervă, cum se încălzesc, arată câteva situații din vestiar, câteva imagini acolo din vestiar, câteva imagini și cu spectatorii, câteva chestii noi introduse, chestii care aduc un plus așa de valoare, zic eu, jocului. Mie îmi plac aceste noi imagini adăugate, aceste scene noi adăugate în joc. Hai să vedem dacă reușim să revenim în meci acum, pentru că e 2-0 pentru Arsenal. Și cât de frumos să se întoarce aici Bernardo Silva. Concentrare bună, care? Concentrare pe bara a doua. Și rog pentru Alan să centrez, dar din păcate n-a fost ce trebuie. Am uitat un lucru, să ne uităm și noi peste UVR-urile celor de la City. Am face imediat acest lucru. Martinelli la margine cu Zinchenko, iese Ederson și prinde. Ederson joacă repede cu Nathan Ake. Ake pentru Haaland, dar se apără bine acolo Gabriel. Haaland n-are însă noroc aici, sare mingea departe de el. Greșește Ramsdale. Ramsdale, foarte bun aici, Kovacic, Odegaard. Hai să vedem pe Haaland la finalizare, scoate Ramsdale. O primă ocazie bună pentru Man City, însă ratează Eli Holland. Ne-l ascultă Bernardo, Ruben Diaz, Kovacic. Da, bună pasa pentru Jack Grealish și scoate din nou Ramsdale. A fost o sede data asta. O ocazie mari ratate de Man cu City, cu Arsenal parcă ne-a intrat. A intrat tot cu City, nu merge la fel de bine. Și-a relungat lui Ramsdale. Gabriel Jesus pentru Jorginho. Asta mai departe cu Martinelli. Martinelli marchează pentru 3-0. Cât de ușor m-a desfăcut acolo. Da, am dat un plus foarte mare celor de la Arsenal și profită de acest lucru. 3-0, e clar, nu mai e nicio șansă să întoarcem scorul. Da, noi ratăm două ocazii, Arsenal le-a prins și a marcat cu ajutorul scorul la 3-0.
Să vedem dacă reușim măcar de golul de onoare. Foarte bună pasă asta pentru Saka. Ruben Dias reușite să se închidă perfect. Pasă bună aici pentru Haaland. Haaland mai departe cu călcâiul atent. White acolo a recuperat Saka. Odegaard. Bun, Ruben Dias, bună intervenția. Numește Riyad Mahrez. Mahrez trece acolo foarte bine. Mahrez rămâne în posesie, centrează. Atent, poate. Jesus. Reușim acolo să recuperăm. White pentru Thomas. Saka. Sează Odegaard. Să blocăm acolo și greșește Arsenal. Ok, pasează din prima, dar greșit. Și să recuperăm, dar e offside la Mahrez. Și scoatem pe Erling Haaland. Ben White, Saliba. Scurcă bine. Și acolo să blocăm, și trebuie să Ache să paseze greșit. Centrarea lui Saka pentru Gabriel Jesus. A reușit să blocăm ultima secundă și s-a terminat. Da. M-am adăugat un avans foarte, foarte mare pentru Arsenal. Era foarte greu să mai revenim. De la 0-2 Martinelli a făcut și el un meci foarte bun și a reușit să marcheze acolo pentru 3-0 și clar s-a încheiat acolo partida. Pe Arsenal, ca și realitate, câștigă Community Shield. Da, greu de spus, o părere. Mai trebuie să mă joc câteva meciuri pentru a-mi da o părere foarte, foarte concisă, foarte, foarte direct la subiect. Așa cum spuneam, sunt foarte multe lucruri copiate din FIFA 23 și aduse în ei FC 24. Și foarte multe lucruri noi, foarte multe scene noi, vedem asta cu câștigarea trofeului, e clar, copiată de la FIFA, nimic nou. Da, asta e jocul, n-avem ce să comentăm. Până la urmă, pentru banii pe care îi plătești, cred că ar trebui să primim noi un pic mai mult, dar, așa cum spuneam, ei profită de foarte multe lucruri și, din păcate, trebuie să ne mulțumim cu ceea ce primim. Da. Chiar dacă în acest moment jocul a ajuns la un preț incredibil de mare, special dacă vrei să cumperi jocul cu Ultimate Team, te duci aproape de 100 de pounds, ceea ce mi se pare incredibil pentru un joc care nu e nou. Nu e nou. E același joc cu câteva lucruri adăugate noi, echipamente noi, transferuri noi și câteva scene noi adăugate. Da, asta e. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți voi și dacă vreți să mai încercăm alte meciuri, să nu știu, dacă vreți să vedeți anumite meciuri, stau la dispoziție. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc pentru atenție, până data viitoare. V-am pupat!